Mai merită să îți cumperi un iPhone 11 în 2024? Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Manu, cameramanul din spate, iar astăzi vom vedea dacă mai merită încă să îți cumperi un iPhone 11, un telefon care are peste 5 ani de la lansare, așa că haideți să trecem la video. Înainte de a trece la review, țin să menționez că acest telefon este cumpărat din resurse proprii, nu este primit la review, nu sunt sponsorizat de absolut nimeni. M-ar ajuta foarte mult dacă ați da un like acestui video și dacă v-ați abona pe acest canal. Vă mulțumesc și acum hai să trecem la episod. Prima dată, haideți să ne uităm la conținutul cutiei. Dacă îți mai cumperi un iPhone 11, vei primi o cutie cam atât de mică, în care nu se va găsi decât telefonul și un cablu, dar și nelipsitul sticker cu Apple pe care ți-l pui pe mașină. Din păcate, Apple a început această tradiție cu a nu mai pune încărcătorul în cutie, începând cu iPhone 12, și de atunci mai mulți producători, cum ar fi Samsung, Google, au început și ei să facă acest lucru. Din punctul meu de vedere, aceasta este doar o strategie de marketing, doar pentru a te pune să-ți cumperi un încărcător și să plătești extra pentru el. Dar din păcate nu avem ce face, așa că hai să trecem mai departe. Fiind vorba despre un telefon de la Apple, evident este construit foarte bine, adică are un aspect premium. Are sticker Corning Gorilla Glass pe spate, o ramă din aluminiu din seria 7000 și evident pe față are tot sticlă făcută de cei de la Corning și evident fiindcă are sticlă glossy pe spate este un magnet de amprente, după cum se poate vedea. Acum haideți să discutăm despre punctul slab al acestui telefon și anume display. Din păcate este ultimul iPhone care a avut un display de tip IPS dintr-o serie, nu neapărat un iPhone SE. Însă nu este un IPS de proastă calitate, este un IPS de foarte bună calitate, unghiurile de vizionare sunt chiar foarte bune, însă nu pot să-l compar cu un OLED de pe un Galaxy A54 de exemplu. Adică negru nu este un negru clar, este mai mult un gri, cam asta este diferența de culori între un IPS și un OLED. Însă după cum am zis, dacă nu faci o comparație directă cu un telefon care are un display OLED, o să zici că are un display ok, însă nu vreau să iau apărarea celor de la Apple. Sincer, mi-ar fi plăcut foarte mult să aibă un display de tip OLED, mai ales că iPhone 12 are un display de tip OLED, însă din păcate asta este situația. Și evident, are 60 de Hz pentru că nici iPhone 15 nu are 120 de Hz și are o luminozitate de doar 625 de niți. În bătaia soarele nu este suficient de luminos acest display. Însă per total este un display ok, însă nu la banii pe care îi cere acest telefon. Și să nu uităm că acest telefon are un display HD+, nici măcar nu are un display Full HD+. Adică serios, Apple, puteai să pui și tu un display Full HD pe acest telefon. Însă trecem mai departe. Acum, dacă ne uităm la procesorul acestui telefon, are un Apple A13 Bionic, un procesor foarte performant și în 2024, adică evident acest telefon nu are lag. În principal, iPhone-urile nu au lag, adică sunt foarte fluide, nu o să ai probleme de fluiditate cu acest telefon. Deși, repet, este din 2019. Cam acestea sunt scorurile pe care acest telefon le-a scos cu diferite versiuni de iOS, niște scoruri foarte bune în segmentul de preț în care se află acest telefon. Și deși mulți zic că acest telefon este depășit, că are un procesor slab, eu vă dovedesc clar că acest telefon încă are niște scoruri foarte bune pentru 2024. La fel și în Geekbench 6, acest telefon are aproape 4200 de puncte multicore. Iar dacă ar fi să facem o comparație cu omologului din 2019 de la Samsung, adică un Galaxy Note 10 Plus, deși acesta ar fi concurat cu iPhone 11 Pro Max, cam acesta este scorul pe care l-a scos Note 10 Plus-ul meu în Geekbench 6. Adică strip pe cifre, clar un iPhone 11 se descurcă mult mai bine și este mai performant decât un Galaxy Note 10 Plus. Deși, repet, acestea sunt două telefoane care au ieșit în 2019 în aceeași perioadă anului și practic sunt din aceeași generație. Așa că, după cum v-am zis, acest telefon încă este foarte performant și în 2024. Pe partea de cameră avem așa, un senzor de 12 megapixel ultra-wide și un senzor de 12 megapixel cu stabilizare optică wide. Iar pe partea din față avem tot un senzor de 12 megapixel pentru capturile selfie. Ei bine, acum pe canal vor apărea câteva poze făcute cu acest telefon și sincer nu se descurcă rău pe partea de poze, deși mulți zic că acesta este un telefon care nu mai face poze deloc bune în 2024. Ei bine, eu pot să zic că este înșală. Acest telefon încă are o cameră foarte bună pentru 2024. Telefonul păsează culorile naturale, HDR-ul își face foarte bine treaba, iar pe total eu sunt mulțumit de cum face poze acest telefon. Iar pe partea de filmare poate să filmeze 4K60, atât cu camera wide cât și cu camera ultra wide, cât și pe față poate să filmeze 4K60. Foarte tare. Acum vom vedea cum se aud difuzoarele acestui iPhone 11 comparându-l cu un Galaxy A54. Mai întâi o să ascultăm iPhone-ul și după Samsung. Thank you.
Per total, ambele se aud foarte bine, însă iPhone-ul are mai mult bas, în timp ce Samsung-ul, după părerea mea, se aude un pic mai tare. Iar per total, mie îmi place basul, așa că eu cred că iPhone 11 se aude mai bine decât Galaxy A54. Însă oricum, ambele se aud foarte bine. Iar acum, ca și alte funcții, acest telefon are Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, recunoașterea facială funcționează foarte bine, adică recunoașterea facială de la Apple este cea mai bună, dar și cea mai sigură. Telefonul are o baterie de doar 3100 de mAh, mai precis 3110 mAh. Iar eu personal, cu battery health-ul la 98% cu acest telefon, mă ține per total cam 4 ore jumate, 5 ore de ecran pornit, mai ales că acesta este telefonul cu care eu îmi filmez videoclipuri. Per total, pe mine mă ține cam o zi de utilizare medie baterie. Însă depinde foarte mult ce faci pe telefon și cât ai battery health-ul. Că dacă ai battery health-ul la 85%, s-ar putea ca această baterie să nu mai facă față unei zile întregi de utilizare în 2024. De asemenea, acest telefon are rezistență la apă IP68 și în principiu ar trebui să primească update-ul la noul iOS 18 prin toamnă. Iar acum haideți să vorbim despre prețurile la care se comercializează acest telefon în acest moment. Dacă vrei să-l cumperi de nou, acest telefon se găsește în acest moment la 2300 de lei în versiunea de 64 de giga și la aproximativ 2600 de lei în varianta de 128 de giga. Personal consider că prețul pentru acest telefon este unul mult prea mare. Nu merită să dai peste 2000 de lei pe acest telefon. Deși, după cum am zis în video, telefonul se mișcă foarte bine, adică un utilizator obișnuit ar fi încântat de acest telefon cum se mișcă în 2024. Iar pe parcursul acestui video eu am lăudat acest telefon, însă peste 2000 de lei mi se pare aberant să dai în 2024 pentru acest telefon. Pun asta pentru că dacă mai adaugi încă 2-300 de lei, poți să ții un iPhone 12, care pe lângă că este mai nou, are și un display mai bun și un procesor mai bun, are și MagSafe integrat în telefon și va mai primi încă un update major de iOS. Adică iPhone 12 ar trebui să ajungă chiar la iOS 19 în principiu. Așa că personal nu cred că merită să-ți cumperi un iPhone 11 de nou, pentru că dacă mai adaugi 2-300 de lei, poți să ții un iPhone 12, care, după cum am zis, este mult mai bun per total. Dacă găsești acest telefon țiplă pe site-urile de anunțuri pe la 1500 de lei, cu battery health-ul peste 95% sau chiar 100%, atunci da, consider că acest telefon merită să ți-l cumperi. Însă, după cum am zis, maxim 1500 de lei, pentru că mai sus deja poți să ții un iPhone 11 Pro sau chiar un 12. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul video.